Numărul 3. Examinarea obiectului comercial cu oficii de pe strada Ivana Franco, 19. Inițiator, Păslari Maxim, raportor, Postolache Valeriu Achitec. Vă rog asistență, vă prezentăm spre examinare. Conceptul amplasării un obiectiv comercial în strada Franco 19. Terenul se află, terenul se află pe strada Ivana Franco, imediat după calea ferată, în partea stângă, în fața stației de testare auto. Terenul este proprietate privată și are o suprafață de 8 ari. În cadrul acestei suprafețe se preconizează, se propune amplasarea unui obiectiv comercial cu un nivel, cu suprafața comercială de 460 de metri pătrați și în cadrul acestei unități comerciale se presupune un obiectiv comercial, sala comercială. Sala comercială are suprafața de 300 de metri pătrați, depozit și încăperi auxiliare. Intrarea centrală este preconizată din partea străzii Franco. Lateral, intrarea în depozit, din trecerea care este de folosință comună, către stația de testare auto. Terenul, fiind privat, a fost investit mijloace pentru a scoate tranzit de țeavă de gaze naturale și un tranzit de apă din zonă. Clădirea învecinată, la fel, este proprietatea investitorului și, de aceea, aspectul arhitectural a fost acomodat soluții arhitecturale care o avem la clădirea cu 4 nivele, proprietate privată. În față, pe terenul adiacent, e posibil de a amplasa parcări. Deci, zona dintre carosadul și terenul proprietarului. E clar. Eu întrebări, n-am o unică întrebare și să ne întrebească noi cumva să ne gândim cu... Toată lumea se trebuie să proiectează pe obiectul, pe terenul care le aparține. Domnul Măcoschi îmi spune că deci terenul unde sunt planificate parcările este a primăriei. Deci, drept am înțeles? Da, da. Terenul lor e în hotarul roșu. E în hotarul roșu. Da, dar ținând cont că e o zonă neamenajată. Da, la actualmente și tranzit pietonal nu există. Nu, nu, eu nu văd o problemă. Eu am de noi trebuie să luăm o decizie. Noi tot vorbim de parcări și noi, eu vorbesc despre tot orașul. Ca locurile astea de parcare, unde primăria slidea, agenților economici, nu știu, pentru centru comercial, depozit și așa mai departe, adică să găsim o formulă, cam așa și planificăm noi în bloc. Mă refer cu un preț de arendă pe teren, adică у нас ни договор аренды, ничего нет там, да, Галерман? Нет. Понятно. Мы хотели снижать скорость на объект, потому что объект, как зона, у нас такой на линии Роши, хорошо? Ремонт здесь, а примария, да? Хорошо. Отсоединение нас вполне нажим. Nu, eu am înțeles asta, problema asta trebuie inclusă în regulamentul de parcări sănătăt orașul, ca să fie o regulă absolut pentru tot. Nu contează, cineva construiește în locul ăsta sau în altă parte a orașului. O formulă e posibil să introdus în regulamentul local de urbanism. Da. Regulamentul local de urbanism privede profilul străzii. Profilul străzii Ivana Franco, el privede cu totul alt fel
amplasament, adică mergi întâi fâșii liberi, pe urmă spațiul pentru cicliști, spațiul trotuară și apoi ce rămâne pentru parcări. Adică dacă să nu inventăm ceva, deja este. Există regulamentul local de urbanism care prevede toate acestea. Măcar să ne încadrăm în cerințele astea. Este o inițiativă. Da. Domnul Măcoscu, iată, cunoașteți toată lumea, care un mișet la arhitectură, care sunt arhitecturi. Elaborați o propunere ca să avem una pentru tot orașul. Spre exemplu, o să fie parcările astea taxate, o să fie taxa locală pentru parcările astea, adică теренного кордона. То есть дайте какое-то, предложение, какое-то видео. В синди объект, я не вот не миг, он зона чья. Спой алц. Да, да, поскольку даже не говорят, паркер лезть, не хватает всего. Мы навем... Повторим авторизацию. Да. Но тема авторизации, кум на момент, например, что два рубеж. Что вас обидем... Лор, говори, импортанцы ничего поконструи, но? Да, беседу. Да. Шиди... Адика, ши цини де паркари, дичи... Putem să spunem la vot doar obiectul, am de fără parcări și fără tot asta. Ca să înșeapă a lucrat. Dar cum de făcut acolo? Dă mă cost. Ei trebuie să fie asigurat și parcări. Da, ei trebuie să fie asigurat, dar am de fără. Dar pe noi astăzi, dacă votăm și ei n-au niciun contract cu primărie, nici cu arendă, nici cu blagostruire, adică cum în bază la ce noi? Parcare publică nu se dă, nu poate fi arendă. Adică ei dacă vor face parcare, adică să facă o modificare la proiectul dat. Conform profilului. Voi, dar nu puneți gardă așa, rămâne la stradă deschis, corect? Da, da. Adică cum e la capăt, adică ca pe stradă. Exact, exact. Public. Public. Parcarea să fie revăzută în proiect, când va fi prezentat pentru coordonare, conform profilului străzii. Spatele la vot, obiectul, așa cum este. Corect. Cine este pentru... Ar fi posibil, domn primar, că... să fie un timp, arendă pe 10 ani, la tine să fie taxa anuală. Arenda pe 10 ani, eu de-am văzut. Parteneriat public între primărie și...